Te invit să transform ceva în viața ta, să-ți asumi responsabilitatea. Vindecarea autentică și durabilă poate începe doar din interiorul tău. Călătoria îți oferă mijloacele pentru a produce o diferență reală în viața ta și a celor din jur. Sper că informațiile pe care ți le oferim să te inspire să iei inițiativa de a-ți transforma viața. Brandon Bass. Zilele trecute, orașul Timișoara a găzduit un eveniment de excepție asupra căruia ne-am concentrat cu cel mai puternic interes. Este vorba despre o conferință care are ca temă deja celebra metodă de vindecare numită Călătoria, creată de Brandon Bass. Conferința este intitulată Viața privită ca un întreg, ghid practic de menținere a sănătății. Orator de renume mondial, autoarea bestsellerului The Journey sau Călătoria și expert în vindecarea holistică, Brandon Bass și-a descoperit sensul profund al vieții, fiind angrenată de aceasta într-o luptă împotriva bolii. Diagnosticată cu o tumoare de mărimi impresionante la nivelul abdomenului, Brandon a pornit într-o călătorie vindecătoare remarcabilă, transformatoare și eliberatoare, descoperind totodată mijloace eficiente de a-și accesa direct nivelurile cele mai profunde ale sufletului. Totodată i s-a revelat infinitul potențial vindecător care există în fiecare dintre noi și care abia așteaptă să fie accesat. Despre toate acestea ne va vorbi mai pe larg Denisa Florea, terapeut acreditat al procesului de vindecare emoțională și transformare personală The Journey. Denisa Florea a absolvit programul de formare directă cu Brandon Bass, compus din modulele Journey Intensive Program, Advanced Skills Workshop, Trainers Training, The Manifest Abundance Retreat și alte tehnici studiate care au fost Hemisync, inițieri șamanice, constelații familiare, etc. Consilier de dezvoltare personală și formator acreditat, Denisa organizează și susține de mai mulți ani workshop-uri și sesiuni individuale în metoda Călătoria în numeroase orașe ale țării, lucrând cu peste 600 de oameni și având o experiență de peste 1000 de ore de terapii private. Astfel a avut experiența personală a modului în care funcționează această metodă de la un individ la altul și schimbările care se produc în urma aplicării ei în mod constant. Factorul cel mai important în creditarea acestei metode de vindecare este tocmai faptul că Denisa a lucrat ea însăși în această metodă și a experimentat personal pe deplin beneficiile vindecătoare ale procesului de transformare și vindecare The Journey. Pentru început, spuneți-ne, vă rog, care este tema și scopul conferinței de astăzi și ce se întâmplă mai exact? Ne vedem în această seară la o conferință despre metoda Călătoria de Brandon Bass, unde vom discuta despre această metodă în partea, să spun, în prima parte teoretic și apoi va fi o parte aplicată unde oamenii vor putea să simtă exact gustul metodei, să vadă ce înseamnă metoda Călătoria, să vadă cum se simt aplicând această metodă pe propria piele. Pentru că experiența proprie e cea mai importantă și, practic, să trecem cumva de la teoretic la practic. Și partea aplicată, la ce se referă mai exact? Vor fi mini-procese. Practic, această metodă este construită din diferiți pași și voi face mini-procese din acest proces mare și vom aplica în așa fel încât oamenii să poată să vadă exact cum funcționează și cum se simt, având contact direct cu acest procedeu. Spune-ne, te rog, mai exact la ce se referă metoda The Journey, Călătoria? Perfect. În ce constă? Să începem cu începutul. Totul a început practic de la o carte care este mai exact scrisă în urma experienței proprii a autoarei și anume Brandon Bass, care s-a trezit cu o tumoră abdominală cât o minge de basket, având în vedere că ea la momentul respectiv deja funcționa în domeniul sănătății, ținând seminarii pentru un stil de viață sănătos. Ea a mers foarte mult pe rezolvarea ea proprie, să încerce să-și rezolve problema respectivă fără să apeleze la medici.
A primit de la medicul în cauză, care o avea în evidență, a primit această aprobare și într-o lună de zile, mai exact 6 săptămâni, o lună și jumătate, ea această tumoră a reușit să-și o dizolve. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? A început să facă diferite schimbări în mai multe domenii, pentru că noi suntem de regulă obișnuiți să ne uităm doar la corpul fizic și anumite simptome pe care le avem. Ei, ideea este că omul ar trebui să fie privit ca un întreg. Reușita lui Brandon tocmai în asta constă, în faptul că ea a combinat partea de corp fizic, tot ce înseamnă alimentație, cu partea emoțională, pe care noi de foarte multe ori o neglijăm și practic stă la baza foarte, foarte multor boli. Și în momentul în care ea a combinat aceste două, să le spunem, mari domenii ale vieții noastre, fizicul cu emoționalul, au început să apară schimbări. Mai exact, acest procedeu constă în a porni într-o călătorie interioară la nivel imaginar, pentru că, așa cum mulți dintre noi știm, partea de subconștient, care reprezintă cam 95% din ceea ce suntem noi, de foarte multe ori ne poate juca feste. Ei, și atunci, practic, ce se întâmplă? În momentul în care pătrunzi în interiorul tău, corpul tău stochează, are o memorie celulară unde se stochează diferitele situații, amintiri care la un moment dat ți-au produs anumite dezechilibre, cum le spunem noi, traumele. Și în momentul în care pornești într-o stare de relaxare, în călătoria aceasta interioară, ajungi să accesezi în mod spontan, corpul scoate la suprafață acele amintiri și pur și simplu începem să lucrăm cu ele. Sunt câțiva pași în această metodă care ne ajută să facem acest lucru. Ei, după ce descoperim amintirea dureroasă, efectiv se merge la un foc de tabără imaginar, așa l-a numit autoarea, unde golim toate acele emoții pe care la momentul acela nu am avut ocazia să le spunem. Cum suntem obișnuiți de mici, suntem obișnuiți să reprimăm foarte multe lucruri pe care le simțim. Cu atât mai mult lucrurile, să le spunem, negative pe care le simțim, emoțiile negative. Tocmai asta se face în călătoria. Vorbim despre acele lucruri dureroase pe care la un moment dat le-am simțit și la acel moment nu le-am exprimat. Spune-ne, cui se adresează această metodă? Trebuie să ai o pregătire intelectuală mai specială sau o poate face fiecare dintre noi? Metoda se adresează oricui, de la copiii care încep să vorbească. Bine, ideal ar fi să fie copii undeva peste 7 ani ca să poată să se și exprime într-un mod cât mai elocvent, să poată să exprime nu chiar emoțiile, pentru că undeva până pe la un 10 ani copiii nu știu decât frumos, urât, bun, rău, dar să poată să spună măcar în linii mari ceea ce au simțit. Până la absolut oricine își dorește să poată să aibă o astfel de experiență. Și nu este nevoie de o pregătire specială. Din contră, se întâmplă foarte des ca oamenii cu aceste pregătiri speciale, poate chiar oamenii în domeniu, nu știu, mă refer acum eventual la oameni care lucrează în domeniul psihologiei sau, eu știu, medical, cumva de formația profesională să intervină și chiar să îngreuneze procesul. Spune-ne, cum ai ajuns să faci cunoștință cu metoda The Journey? Care a fost resortul care te-a îndemnat să faci treaba asta? Eu fac parte din categoria de oameni care nu aș recomanda niciodată ceva fără să încerc pe propria piele. Am luat contact prima dată în 2011 cu această metodă, când eu personal am fost tratată cu această metodă ca pacient. Am avut o terapie de vreo jumătate de an.
în care aveam ședința mea săptămânală de călătoria, la care orice s-ar fi întâmplat, nu lipseam. Aveam timp, n-aveam timp, îmi făceam în așa fel încât lucrurile să se întâmple să ajungă acolo. Și asta pentru că probabil ceva din interiorul meu efectiv găsise, să-i spunem așa, calea. A fost metoda care m-a ajutat foarte, foarte mult să merg spre regăsirea de sine, spre liniștea aia interioară spre care toți tindem. Și în urma acestei experiențe am început cursurile de formare cu Brandon Bass. Am terminat cursurile de formare, tot programul de formare, iar în momentul acesta, practic, sunt practician acreditat și practic această metodă. Pe de-o parte, ca terapie individuală, în cabinet, să spun așa, cu persoana căreia îi se face acest proces, cât și ajut la promovarea evenimentelor, pentru că Brandon vine și în țară și susține astfel de evenimente anual. Deja acum, în luna mai, este a cincea oară când vine în țară, și ajut la promovarea evenimentelor prin diferite workshop-uri, conferințe în țară. Ce-i drept mai mult în partea de Ardeal, Banat, Crișana, cam așa sunt în. Așa ne-am împărțit cu colegii mei. Care este feedback-ul din partea oamenilor la această metodă? Sunt, spre bucuria mea, sunt tot mai mulți oameni care au aflat și care sunt interesați de această metodă. Spre exemplu, în cadrul evenimentului de astăzi, sunt înscriși peste 200 de oameni. Am fost obligați chiar să împărțim în două, să facem încă o conferință. Și bucuria mea este tocmai pentru faptul că dacă acum 2 ani de zile, când eu am început să fac astfel de cursuri, erau, să zic, un procent de 10% din oamenii care îmi veneau la conferințe și workshop-uri, citiseră cartea, pentru că totul a început de la această carte a autoarei. Acum peste 70-80% dintre oamenii au citit cartea. Și știu ce înseamnă, numai că cei mai mulți dintre ei nu au încercat efectiv metoda. Care este raportul dintre reușitele voastre și eșecurile voastre, să le numim așa, în aplicarea acestei metode? Mai mulți reușesc sau care ar fi procentajul? Nu știu dacă se poate vorbi în linii de procentaj. Ideea este că fiecare dintre noi avem șansa noastră. Depinde foarte mult de cât ne dorim lucrul ăsta și de ce suntem dispuși să facem. Pentru că de foarte multe ori atât de mult ne atașăm de, nu-mi place să spun boli, de afecțiunile pe care noi le avem, pentru că de foarte multe ori putem să avem anumite avantaje, gen, nu știu, atenția celor din jur. Și atunci, efectiv, la nivel mental, nu vrem să renunțăm la respectivele afecțiuni, din teamă de a pierde respectivele avantaje. E important să știe lumea cam care ar fi afecțiunile care pot fi tratate cu această metodă. Practic, ce tratează călătoria pornește de la, sau călătoria este ca un adjuvant, din punctul meu de vedere, în absolut orice afecțiune, fie că ea emoțională, fie că deja cumva a somatizat și este deja în corpul fizic și există un diagnostic. Practic, până și Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut încă de acum mulți ani că undeva la 90 ceva la sută dintre boli au cauze psihoemoționale. Ei, bineînțeles că în fiecare boală poți să găsești aceste cauze. Călătoria ajută extraordinar de mult în dizolvarea acestor blocaje emoționale. Și să răspund efectiv la întrebare, practic am avut reușite foarte, foarte bune cu partea de depresii, tot ce înseamnă dezechilibrele emoționale, depresie, anxietate, stări de panică, până la am tratat și cu succes chiar boli precum cancerul, care chiar dacă omul respectiv avea multiple metastaze, a putut să se vindece de cancerul respectiv cu ajutorul călătoriei și ca adjuvant. Noi nu încercăm să promovăm această metodă împotriva, nu știu, medicinii alopate și din contră cumva să fim aliați
ca să putem să ajutăm cât mai bine și cât mai mult oamenii care au nevoie de astfel de metode? Există o perioadă de timp standard pentru a face călătoria și a avea succes? Ce pot să spun? În principiu nu, pentru că exact cum spuneam, fiecare contează de deschiderea omului, de dorința lui de vindecare, de motivație interioară. Ce pot să spun din experiența mea de peste 2 ani lucrând cu oameni cu călătoria, undeva cam după o lună jumătate, 2 luni, se văd schimbări, se văd ameliorări. Practic, dacă e să o luăm, chiar autoarea în carte, după 6 săptămâni și-a vindecat respectiva tumoră. Cam asta ar fi, să spun așa, din punctul meu de vedere, perioada minimă în care omul ar trebui să facă terapie. Pentru că, da, e foarte important să existe continuitate. Un pic sunt tristă din punctul ăsta de vedere pentru că oamenii nu înțeleg lucrul ăsta și eventual încearcă ca o metodă ceva supranatural, miraculos, crezând că după o ședință se vor întâmpla lucruri absolut fenomenale. Și atâta timp cât poate boala respectivă i-a luat câțiva ani să se instaleze în corp, este un proces care durează, are nevoie de timp. Da, există și vindecările miraculoase, dar acum asta este experiența proprie a fiecăruia, nu poți garanta așa ceva. Spune-ne unde te pot găsi oamenii pentru a-ți cere ajutorul. Pot fi găsită pe site-ul pe care acum îl urcăm pe, să zic așa, pe internet. Este încă în construcție, denisaflorea.ro. Face-to-face, față-înfață, la cabinet în Cluj. Și la telefon pentru programări, se pot face ședințe și pe Skype pentru oamenii din țară și am poate chiar mai mulți oameni ca pacienți din țară decât locali. Cam astea ar fi locurile unde aș putea fi găsită și în Timișoara, de undeva din iarnă vin lunar câteva zile pe lună pentru terapii individuale. Există deja un grup format de oameni care vin, să spunem așa, pentru întreținere la terapie lunar și dacă sunt contactată se poate face programare și atunci putem să stabilim exact. Ai vorbit de terapie individuală. Costă ceva? Terapia individuală? Uh-huh. Da, există un cost pentru terapia individuală. Poți să ne dai niște cifre? Da, 150 de lei este costul unei ședințe, care durează undeva în medie o oră jumătate, poate la prima ședință chiar spre 2 ore, având în vedere că trebuie să povestim un pic, să vedem ce se întâmplă cu omul respectiv și care este motivul pentru care omul respectiv a venit la această terapie. Și în final te rugăm să transmiți un mesaj tuturor oamenilor care au nevoie de ajutor și vor să se regăsească pe ei înșiși și își doresc să aplice această metodă. De ce ar trebui să o aplice? Uh-huh. Ce am putut observa în acești 2 ani de zile în care am tot făcut așa tururi prin țară cu conferințe și workshop-uri este că noi așa am fost educați probabil să căutăm răspunsuri în afara noastră, să ne agățăm de alți oameni care ne pot ajuta. Răspunsurile cele mai importante pe care le putem găsi sunt în interiorul nostru. Dacă pas cu pas învățăm să ne ascultăm corpul, să descifrăm mesajele pe care el ni le dă, este absolut sigur că el știe să ne ducă mai departe în regăsirea de sine pe calea noastră. Căutând în afară nu facem altceva decât, așa cum mi s-a revelat mie într-o călătorie, pentru că ca orice terapeut, la rândul meu am și eu terapeutul meu și îmi fac săptămânal acest proces. Și mesajul care mi s-a revelat a fost că practic suntem ca niște surferi și pur și simplu viața asta este ca o mare, fiecare pe valul lui și de fiecare dată când ne încrâncenăm și mergem în altă direcție, ne pierdem sensul și rătăcim pe valuri străine. Mesajul meu ar fi să încercăm să ne întoarcem la noi,
fără frică și să avem încredere totală în corpul nostru și, bineînțeles, în bunul Dumnezeu, în Creator, pentru că fără ajutorul Lui nu putem să facem absolut nimic.